Din păcate, toată vara s-a simulat că se lucrează și știm foarte bine că toată vara s-au chinuit să pună niște pavele și am ajuns acum în prag de sărbători, când municipiul Focșani este pur și simplu invadat. Seamănă cu o imagine din Ucraina, ceea ce se întâmplă în anumite zone din municipiul Focșani. Domnul primar a organizat un simulacru de întâlnire la primărie cu cei care construiesc, constructorii. Vă spun că a fost un simulacru. În primul rând, domnul primar nu a fost fizic prezent acolo, face o întâlnire și tu nu ești acolo. Și au început să dea vina unii pe alții. Eu cred că a fost o regie între primar și constructori. Eu prevăd că primarul în următoarea perioadă va încerca să obțină noi fonduri pentru finalizarea acestor investiții, deși colegii mei din Consiliul Local au alocat sume suficiente, chiar uneori aș putea spune generoase, în așa fel încât primarul să finalizeze ceea ce a început. Și bineînțeles că Consiliul Local a fost absolut de acord cu aceste lucrări, deși primarul se laudă peste tot că el face și consilierii majorității nu sunt de acord. Este un fals pe care îl promovează permanent. Dacă colegii mei, consilierii, nu ar vota aceste sume de bani, primarul nu ar putea să facă nimic. Asta e o chestie foarte clară. Deci, colegii mei au votat bani suficienți pentru finalizarea acestor investiții. Primarul a intrat într-un impeachment, ca să spunem așa, cu acești constructori. El urmează să mai ceară niște bani, ceea ce nu este corect, nu este normal să mai ceară acești bani. Și asta este situația în municipiul Focșani. Eu sunt tare curios, chiar ieri am fost și am filmat în centrul orașului, am filmat, am pozat, sunt niște chestii tragicomice. Vedem cum oamenii în centrul municipiului Focșani se străduiesc să treacă prin tot felul de bălți, alunecă. Stau și mă gândesc că n-or scădea temperaturile sub 0 grade. Ce o să întâmple în municipiul Focșani? Cum o să se întâmple? Vin sărbătorile acum. Ce o să facă primarul cu parcările? Deci va fi un haos total. Gândiți-vă că în perioada sărbătorilor e o aglomerație mult mai mare decât este acum. Cred că ar fi cazul să dea o utilitate poliției locale, domnul primar, se pună să contribuie la regularizarea acestor probleme.